v-am menționat și în adresa care am făcut-o către Consiliul Local și către Spitalul Rășănesc. Noi avem în spate o expertiză de genul acesta, colaborări cu spitale din alte localități, astfel încât prioritate la accesarea serviciilor vor fi pacienții spitalului, adică prioritate vor fi pacienții din spital, după care ceilalți, că vorbim de pacienții din ambulatorul spitalului, că vorbim de pacienți care vin de la alți medici din spitalele, din medicii din oraș sau din exterior. Deci va fi un beneficiu enorm pentru spital. Și după cum ați menționat și dumneavoastră, tot ce ține de amenajarea spațiilor, amenajarea electrică, tehnică, partea asta va reveni 100% nouă, inclusiv dotarea cu echipamente de ultimă generație. Și personal de specialitate. Și personal de specialitate, pentru că altfel degeaba am face niște poze frumoase cu presa lângă noi la acele echipamente și ne-am uitat la ele. Iar investiția va fi peste 1 milion de euro, astfel încât nu ne vom permite o investiție de genul ăsta fără a face și personal de calificat. Încă o dată vă mulțumesc în numele Consiliului Local. Succes! V-am spus, trebuie să negociați bine cu domnul manager și da, cu colegii din Consiliul de Administrație, că renunță foarte greu la spații. Da, eu vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și domnului manager pe această cale și pentru că mâine este 1 martie, vă doresc o primăvară frumoasă, să fie un început pentru frumos pentru comunitatea din Târgu Neamț. Vă mulțumesc tare mult și o zi frumoasă în continuare. Mulțumesc.